Aventura noastră de astăzi începe așadar la Cluj-Napoca. O veche clădire de pe strada Ștefan Octavian Iosif, la numărul 4, adăpostește un unicat european cu totul ieșit din comun și care te cucerește încă de la intrare. Da, într-adevăr, cel mai ciudat loc din Cluj, The Weirdest Place in Cluj, Steampunk and Fantasy Museum. Wow, ha! Da, am aflat despre adevărat, n-am știut ce urmează să fie, ca să spunem așa, chiar arată bine. El este István D. Botond. Dr. István D. Botond, eu sunt proprietarul și inițiatorul acestui proiect și visătorul care a visat tot conceptul. Sincer să vă spun, nu știu ce dincolo de perdeaua asta, dar deja aici lucrurile arată spectaculos, ca să spunem așa, steampunk. Termenul sine desenează de regulă un subgen al science fiction-ului. De aici ați pornit de la asta? Da, categoric, și pornim practic din lumea magică a lui Jules Verne. Suntem încă doar în antreul muzeului și nu e doar un muzeu, e o experiență. Ne place să spunem că e o experiență sau un muzeu gândit un pic altfel. Foarte multe obiecte se pot atinge, se pot apăsa butoane, se pot trage de sfori. Hei, se pot trage de sfori, sfoară. Pot să da, deci avem aici un One Leg Wonder Wheel care este creat dintr-o proteză veche de peste 120 de ani și un monociclu care l-am primit cadou de la un magician. Exponatul a fost creat de profesor Sylvester în atelierul muzeului. O să-l întâlniți și pe el un pic mai târziu la etaj. Dar dacă doriți să încercați cum funcționează, trageți de sfoara asta, da? Și țineți-o trasă un pic. Ok, deci mecanismul de acolo se presupune că trebuie să fac... Ia să vedem. Ok. Incredibil! Deschidem zilnic de la 12 la 9 seara, iar în zilele în care este lună plină, deschidem până la 1 noaptea. Da, da, chiar e wow. Suzaku the Dragon, Japanese steampunk, explicații legate de steampunk, dar stați un pic că deja este amețitor. Văd că asta este un laborator de alchimie, lichide, culori, fantastic. Și efecte de sunet. Efecte sonore. În tot muzeul am pus destul de mare accent pe efectele vizuale, chiar și de miros și sonor, pentru că vrem să stimulăm cât mai multe simțurile vizitatorilor și toate se adună și alcătuiesc o imagine foarte plăcută, ciudată, interesantă pentru vizitatori. Tot ceea ce se vede aici este extrem de plin de imaginație locul, extrem de plin de culoare, de sunet, de impresii, de senzații. Și bineînțeles că atrage, n-are cum să nu atragă. Nici nu știu ce... E fantastic. Și bineînțeles, uite, dacă vreți să vă amuzați, cred că se poate, nu? Sigur că să experimentăm. Dacă voi pune degetul aici, unul dintre acele brațe se va orienta spre mine. Iată. Da, asta puteți experimenta și voi. La parter suntem un pic mai mult în lumea steampunk, sus la etaj intrăm în lumea de fantezie, a poveștilor, dar și acolo avem un pic de călătorie în timp, pentru că avem camera secretă cu mașina timpului. Nu vreau să vă spun prea multe, dar aici, în această sticlă, este elixirul tinereții veșnice. Și această sticlă are și o alarmă, ca dacă vreun vizitator vrea să bea din această poțiune care e interzisă pentru vizitatori, doar pentru uz intern, atunci se declanșează alarma și cântă sticluța. Bun, asta sunt ideile. Operating room. Tocmai facem o lobotomie la acest manechin. Este și trebuie să recunosc că încăperea e din ce în ce, adică spațiul ăsta e din ce în ce mai freaky. Și din coace e încă și mai rău. Torture room, asta e camera de tortură. Wow! Da, camera de tortură este îndrăgită din nou. Sunt unii vizitatori care spun că le este un pic mai freaky, cum a spus și dumneavoastră. În schimb,
Tot ce vedeți pe pereți, noi am început să scriem cu marker negru și s-au scris, nu știu, 10 propoziții de o colegă de-a noastră. Restul avem marker la dispoziție pentru vizitatori și ei au scris peste tot. Tot ce vedeți aici s-a întâmplat în 9 luni de zile și dacă va fi prea plin ceea ce începe să fie, vom vopsi totul cu negru și le dăm marcare albe. Excelentă idee. Și da, într-adevăr, un scaun puteți să luați loc dacă doriți că îi... Mulțumesc! Nu, n-aș dori. Am părăsit zona mai dark și ne întoarcem și o să mergem încet încet spre etaj. În schimb, înainte am să vă arăt încă un exponat interesant, un aparat de raze X portabil, făcut dintr-o cutie de lemn găsită în Deva, undeva la cineva, după care, din foarte multe alte componente, s-a creat acest aparat. Wow. Și are o caracteristică foarte interesantă, e conectată la Instagram și când scanăm vizitatorul, postează automat ce-o consumat în ziua respectivă. Deci, acum n-am apăsat butonul să scaneze, okay. V-am arătat numai cum funcționează. Da, deci aceste povești, care sunt, practic, ireale, le plac la vizită. Știu, evident, că le spunem o minciună, dar le place să fie mințiți în sensul bun, să fie vrăjiți. Asta și tot asta muzeul e o vrăjală foarte plăcută. Eu sunt fascinat de mașinării. Asta ar trebui să fie generator de unde? Da, un generator de unde cu care am încercat și am reușit ocazional să comunicăm cu extraterestre. Se învârte deci asta, de asta ar fi manivela. Povestea lui Tesla, ca să spunem așa. Poate fi, poate fi. Învârteți okay. De manivelă și de aici setați frecvența. Aha, ok. Și între timp puteți să... Da. Asta funcționează, asta este o alarmă. Asta chiar funcționează? Funcționează și dacă știți cum funcționează, vă rog să și încercați. E bine să știe tinerii de astăzi, copiii de astăzi, cum au funcționat. Din păcate, mai există colțuri în lume în care se mai aud alarmele aeriene. Din nefericire, nu vreau să intru în politică. E prea frumos ce vedem aici ca să ne lăsăm întristați de... Sus e partea mai fantasy. Vă invit să mergem sus și acolo să vedeți o altă lume, poate chiar total diferită față de ce ați văzut aici la parter. Acum pe profesor Ișlan Dibotton l-am lăsat jos. Oops, again. Bine ați venit. Doriți să vă aflați viitorul? Marlene. Da, vreau să-mi aflu viitorul. Ce trebuie să fac? Să-mi puneți o întrebare. Orice vreți să știți. Ce vreau să știu? Ok. Cât o să mai lucrez în televiziune? Astea sunt cărți de? Tarot. Gee, n-ar trebui să mă ating de lucrurile astea, ar trebui să mă sperie. Lucrurile încă nu sunt hotărâte exact. Însă, aici nu mi-apare o finalitate în proiectul acesta, ci mai degrabă o nouă oportunitate. Sper că mă audă și conducerea televiziunii, ok, adică vă aud. Înțeleg că pe aici pe unde trebuie să fie și profesorul Sylvester, să-l căutăm cu acid. Profesorul Sylvester este chiar atelierul lui, ca să spunem așa, și nu un actor figurant. Este... Cum crede lumea de obicei. Chiar face câte ceva și mă gândesc că l-am și întrerupt din ceea ce făcea. Ești exact la locul de muncă. Locul de muncă, mai mult sau mai puțin. E locul meu de joacă, să zic. Ok, aia ce o să fie? Este o armă.
O armă? Da, este o armă, un stadiu de semifinalizare, să zicem așa. Este un fel de blaster. Avem două butoane importante. Primul buton ar fi cel care pornește arma, să zicem așa, pornește baza. Și anume avem luminile și avem diferite motorașe care acționează chestii din interior. Eu am început să fac un costum de Halloween, de acolo am făcut diferite elemente de recuzită pentru acel costum și am observat că am îndemânarea necesară să aduc la viață ce-mi imaginez mai mult sau mai puțin prin mediul ăsta sau prin altele, cum ar fi, nu știu, sculptură, modelaj și așa mai departe. Am văzut aici ceva care mie îmi seamănă cu un zeppelin. Este un zeppelin? Este un zeppelin, este într-adevăr unul dintre cele mai, dacă nu cel mai mare proiect pe care l-am făcut până acum. Vă invit să îl pornim și să vedem ce poate să facă. Se poate? Absolut. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că la 50 și aproape 6 de ani o să mă bucur ca un copil când văd toate lucrurile astea. Sunt 6 motorașe care învârt fiecare câte un element din partea zeppelinului. Senzațional! Și proiectorul din botul zeppelinului, celălalt de aici de jos? Da, acela din nou se poate aprinde dacă trageți de acea manetă în sus. Deci asta este searchlight-ul zeppelinului. Da, uite, excepțional! Wow, s-a făcut liniște din nou. Chiar toate secretele sunt la vedere aici la voi? Adică e nenumărate lucruri aici, nici nu știu. Mai e ceva ce nu s-a văzut? Exact, este cel mai interesant, să zicem, element interactiv din muzeul nostru. Este o cameră secretă pe care chiar vizitatorii o pot descoperi. Așa că să mergem la bibliotecă, propun. Ah, nu spune că asta este o mașină morse. Este o mașină morse. Da? Chiar vă rog. Asta e SOS-ul. SOS-ul. Și totuși nu s-a întâmplat nimic. Mă gândeam că poate de asta este legată într-un fel sau altul ceva, deschiderea. Aici sunt o felul de urme pe praf. Aici sunt multe urme. Aici sunt și mai multe urme. Cartea trebuie împinsă. Ah, ok, atunci asta nu. Wow! Dar nu mai știu pe care am atins-o, în sfârșit n-are importanță. Să vedem ce se întâmplă. Camera secretă care ascunde mașina timpului, evident. Ba. Și o colecție de ceasuri cu cuc, să putem să ținem cont de fiecare timeline în care călătorim. Ce excepțional! Ok, o să vă rog eu. Mi-aleg timpul în care vreau să mă duc. Uha! Nu, hai că vreau să mă întorc în anul în care m-am născut, ea, 67, nu, 1, 1967. Și trebuie să recunosc că felul în care ați folosit și casa asta este genial. Excelent, bun, și acum? Și dacă sunteți pregătit? Sunt foarte pregătit. Acela este motorul silențios pe care l-are mașina timpului. Așa. Al doilea. Motorul, sunt diferite luminițe, indicatoare. Ok. Și al treilea este lumina generală. Excelent. Sunteți gata? Da. Welcome back.
Your journey has ended.